La intrarea în competiție, Dani creiona în detaliu calitățile morale, dar și fizice ale partenerei pe care o dorea alături. Îmi doresc o femeie puternică, ancorată în realitate, să-și susține idealurile. Mai presus de atât, fata pe care mi-o doresc, vreau să fie și cel mai bun prieten al meu. Vreau la finalul zilei să mă întorc într-un loc sigur. Loialitatea, afecțiunea și atenția ar fi niște calități care m-ar face să-mi iasă în evidență. Mereu am fost vrăjit de frumos și mi-aș dori o femeie îngrijită, frumoasă, senzuală, cu forme tip clepsidră, care să știe limita vulgarității. Aș prefera să fie blond. Cred că am toate șansele să o găsesc aici. Dar ce spunea Diana că așteaptă de la un posibil viitor partener? Intru casa Mireasa cu gândul să-mi găsesc un partener de viață. Cineva care să fie capabil să trăiască această experiență cu mine, cot la cot. Îmi doresc să-mi găsesc pe cineva care să mă prețuiască așa cum sunt, să-și dorească o familie și un viitor. Un bărbat ca să poată ajunge să fie jumătatea mea, mi-ar place să fie un bărbat înțelegător, un bărbat iubitor, să nu-i fie frică să-și arate sentimentele, un bărbat înțelept, grijuliu și atent. Dintre băieții din Casa Mireasa m-a atras un băiat înalt, sigur pe el și din câte am observat, cu un suflet destul de bun. Să vedem în ce măsură alegerile celor doi coincid cu dorințele lor. Cine era, domnule, băiatul ăla? Nu mai știu. Tu, de tine vorbesc sau de altul? Nu. Nu de altul? Așa, dar îi se potrivește și lui Dani? Da? Chiar da. Eu ce-am cerut, am primit. Ai primit, da. Unul la unul. Și eu. Și tu. E blondă. În altă ochi, vezi, am spus acolo. Da, da. Cum te-a schimbat mireasa, Dani? Din multe puncte de vedere. Sunt mai înțelegător, nu mai sunt atât de impulsiv, mult mai răbdător. Am învățat să ascult pe alții, să consider și părerea lor a fi importantă. Și tu erai de asta că numai tu ești... Exact, doar eu aveam dreptate și nu-mi pasă de părerea nimănui. Am învățat acum să mă apropii mai mult și de familie. Mi-am arătat afecțiunea față de ei și m-am apropiat un pic mai mult de ei. Și fizic, nu știu. Da, chiar, fizic? Fizic, nu știu. Mie mi se pare, se pare că ești maturizat? Acolo mi se pare că sunt tot și drău de tot obosit de muncă, nu știu. Acum parcă mă simt așa. Veniți mai... Veniți din club sau? Poftim? Nu, eram din Germania acolo. Venim. Doamne, voi vă dați seama că era zăpadă. Da. Da. Am 3 ani timpul am stat în casa Mireasa. Da, a intrat pe zăpadă și este pe caniculă. Da. Diana, cum ți se pare că te-ai schimbat și ce ți-a adus Mireasa? Eu consider că experiența asta mi-a dovedit, am mai și zis, cât de puternică sunt. Nu credeam că aș putea rezista atâtea luni prin toate stările și toate lucrurile care s-au întâmplat aici. M-a învățat să îmi exprim sentimentele, să le verbalizez, lucru care înainte nu știam, mai ales față de parteneri sau așa. Ca om, m-am maturizat, oarecum, toată experiența. Fizic te simți, te vezi schimbată? Puțin, nu știu, nu prea. Puțin, da, dar nu-mi dau seama unde. Cred că am slăbit. Ok. Și nu mai ai accent. Da. Vorbești limba română cu intonația aceea. Acum am observat, mi-am zis Cătălina, nu mi-am dat seama că aveam accent. Venisem din Gran Canaria și cred că era accentul la spaniol recent. Ok. Maria Antonio, ia să vedem cu ce gânduri ați intrat, cu ce ieșiți. O femeie să fie disciplinată. Cât despre Maria, iată cum și-ar fi dorit să fie potențialul partener de viață. Echilibrat emoțional în primul rând, să fie bazat pe alegerile pe care le face. Și... Doamne, ce schimbare! Cum te vezi? N-am niște...
eu acum ascultând, eu nu mai știam ce am spus acolo, dar chiar am găsit ce calități am enumerat acolo. Uh-huh. Și oricum, schimbarea este de la fizic, trebuie să vorbesc. Adică? Nu știu, tot. Până și la față mi se pare că sunt foarte schimbat și tot. În fizionomie. Ce sens schimbat? Că nu, voi spuneți așa, dar... Fizionomie, și cum am barba, și părul în cap. Părul și... era proaspăt și... permanent acolo? Nu chiar proaspăt. Așa. Și, bine, am și aproape 10 kg în plus, dacă ai stat să... În plus? Da, da, față de acolo. Și, așa ca și gândire și... Dar cum să te îngrași 10 kg în 4 luni? Eu... Se poate? Se poate, da. Cred că am putut lua 10 kg și mai rapid, dacă mâncam cum vreau eu. Am tendințe de îngreșare foarte mari. A, da? Da. Ok, Maria? Eu am luat și eu în greutate și oricum se și vede. Eram da, la față. O perioadă mai bună, dar m-a schimbat foarte mult experiența. Mirea s-a învățat să fiu mai tolerantă, să accept lucrurile. S-au schimbat multe lucruri la mine, foarte multe. Adaptarea, am emoții. S-au schimbat destul de multe lucruri la mine. De ce ai emoții? Nu știu, e un sentiment ciudat să mă uit, să mă văd acolo și așa și aducându-mi aminte la cum am intrat și cum eram și starea ce, cu care am ce intrat. Stare ai, cu ce stare ai intrat? Nu una tocmai bună și mă bucur că am avut parte să intru aici. De ce? Să... Ce se întâmplase? Tocmai ce încheiasem relația anterioară, aveam vreo 4 luni, cred, de când okay. se terminase și nu eram într-o... Erai vindecată? Nu în totalitate. Aveam anumite răni, așa, supărări, dezamăgire mai mult. Mm-hmm. Da. E, Antonio, corespunde descrierii pe care ai făcut-o? Este asumat. Și sincer, și asta apreciez foarte mult, că indiferent de situație, nu s-a dat înlături și nu, eu n-am făcut, eu nu. Dar aici, oricum, mi s-au schimbat și principiile fixe pe care eu le aveam de viață și cel mai important, am învățat că niciodată să nu spui niciodată. Eram foarte fixă. Niciodată, niciodată, dar experiența asta m-a schimbat mult. Da, nu știu, chiar mă gândeam că sunt niște lecții pe care le-ați luat aici și exercițiul ăsta extraordinar de autocunoaștere și până la urmă de dezvoltare personală, să vă vedeți de zi, să da, vedeți cu bune și rele. Ne formăm un tipar ca să putem să facem față vieții de afară și tiparul ăla nu neapărat ne ajută să evoluăm, doar ne ajută să ne protejăm de ceea ce e în jur. Mm-hmm. Și aici, scăpând de toate lucrurile, am reușit să evoluăm ca oameni, eu așa cred. Da, sper să rămâneți cu schimbările astea pe care le-ați conștientizat, mai ales să, mă rog, astea fizice nu contează atât de mult, dar mă refer așa, comportamental, ca mentalitate, ce simțiți că ați schimbat la voi, pentru că e foarte ușor să te întorci la fostul eu, dar dacă tu conștientizezi că era ceva în neregulă acolo și ai decis să faci schimbarea, să te ții de ea, să vă țineți de... Cred că e mai ușor pentru noi, pentru că avem și partenere și ne vor aduce mereu aminte, chiar dacă am vrea să ne întoarcem la vechiul eu, că acest eu e mai bun decât la vechi. Mm-hmm. Voi, în cazul meu, la fel. Voi de-abia acum aveți 4 luni. Da. Da. Astăzi, înțeleg. Da. Dar eu am și spus, dacă stăteam singur aici 4 luni, nu învățam nimic. Adică puteam stau, cred că, și 10 luni. Dacă stăteam singur, afară, când ieșeam, tot la fel. Da. Imediat după pauză o să vină, cred, ia să văd dacă sunt. Da, vin familiile, o să începem cu băieții, da, ei vor fi primii care vor face proba costumelor. Aveți emoții, așa e? Da. Oh, de ce? Eu nu știu cine vine la noi. O să vezi. Emoții, Andrei? Da. Mihai? Da. Puțin. Vlad? Nu. No. Nu, deloc, nu? Da, îți pui șosetele alea, da? De duminică. N-am alte neale. Da, dar oricum cred că v-au spus colegii mei, dacă mai aveți nevoie de ceva, asta este o probă. E ca și cum facem o probă. Sigur, o facem la televizor, dar o facem, exact, oricum viața voastră a fost la televizor de 6 luni, ce contează, da. O probă plus. Ideea e că astăzi, dacă putem să reparăm ceva după emisiunea de astăzi, tocmai să avem timp 2 zile până luni să punem la punct. Cine mai are nevoie de, nu știu, o ajustare la costum, la rochie, la o șosetă, o ceva, o măslină, orice, da? În așa fel încât... Ce-i, Hatice?
Ai emoții? Ți-e rău? Ți-e cald? Cu căldura rezolvăm în pauză, o să dăm drumul la aer condiționat. Dar țineți cont de faptul că luni o bucată din emisiune o să fie undeva afară, e ora asta și va fi foarte cald. Voi o să aveți niște rochii foarte lungi, o să aveți, mă rog. Dar veți rezista normal, pentru că sunt milioane de mirese în lumea asta care se căsătoresc vara. Ce să vezi? Și rezistă. Și eu m-am căsătorit pe 8 iulie 2018. Deci astăzi, m-ar veni astăzi, facem 5 ani de la căsătoria religioasă. Pe 7, astăzi m-am căsătorit. Astăzi, acum 5 ani. Da, mulțumesc frumos, mulțumesc. Pauză.